pe tronsonul de canal între Dunăvâți de jos și de sus, creându-l, a apărut și o nemulțumire prin faptul că peste canal multe persoane dețin terenuri agricole și atunci a apărut această nemulțumire pentru că ei trebuia să ocolească în jur de 3 km și să ajungă la terenul lor. A fost implementat și început de anul trecut un proiect realizare podeț, zicem noi, deci realizare unui pod de traversare a canalului Dunăvâț prin PNDL, care valoarea proiectului este 38 de miliarde. E proiect care este în execuție și care se va finaliza anul acesta, deci început de anul trecut. Asta vă spuneam, că nu sunt proiecte care, putem să zicem, domnule, am încheiat anul trecut. Ele trec de la an la an, chiar dacă au fost demarate. Lucrările la pod consta din realizarea unor piloți, ceea ce vedeți acum, foraje pentru piloți, și un podeț care va traversa acest canal, podețul având o lungime de circa 24 de metri și o lățime de 5 metri. Pe el vor putea circula atât mijloace de transport, autoturisme, camioane, cât și mijloace agricole pentru efectuarea lucrărilor în zonă. Pentru ce, de ce era necesar acest pod? Accesul pe partea cealaltă a canalului se făcea foarte anevoios, atât de turiști, cât și de arendași și proprietarii terenurilor agricole pentru desfășurarea lucrărilor. Ca să ajungă la terenurile respective, trebuiau să ocolească pe o lungime de circa 15 km. Drumul este foarte anevoios și nemodernizat și atunci primăria Murighiul a considerat oportună realizarea acestui podeț. În ce stadiu sunteți acum? Acum se fac forajele pentru plantarea celor 24 de piloți care vor susține atât podețul cât și malul de vis-a-vis, malul de partea aceasta. Urmează apoi amenajarea terenului peste canal pentru fluidizarea circulației, cât și amenajarea terenului unde ne aflăm noi, o platformă asfaltată până la drumul comunal. Perioada de finalizare a lucrărilor este de circa 8 luni de zile. Constructorul a început acum circa 2-3 luni de zile. Din punctul meu de vedere ca proiectant, lucrările pot finalizate în termenul contractat cu Primăria Murghiul. Valoarea totală a proiectului este de 3.897.000 de lei. Valoarea lucrărilor se ridică la 3.765.000 de lei din fondul bugetului de stat prin programul PNDL 2. Deci acesta este una dintre investițiile finanțate de Programul Național de Dezvoltare Locală. De ce era necesar podul acesta? Consider că acest pod era necesar pentru agricultura care se practică în zonă, pentru turismul care este care se face în Dunăvâțul de sus și în Dunăvâțul de jos. Acel canal va putea fi navigabil, adică se poate dezvolta turismul în zonă, dar și agricultura în acela. Cea mai mare satisfacție a mea a fost că am reușit să fac pentru Dunăvâțul de jos un parc pentru copii și cu ajutorul domnului primar am făcut unul și în Murghiul și unul în Sarnasuf, în Plopu aveam. Deci în toate localitățile este câte un parc. Deci cea mai mare satisfacție a mea, văd copiii cum se joacă și sunt mulțumiți.
că era necesar, că să nu aveau nicăieri unde se joace și ei și pe timpul vacanțelor vin și se mai relaxează aici împreună cu părinții. Sunt noi doar la început, abia am adus topoganele, trebuie să montăm și leagănele, trebuie să mai băncuțele le-am adus deja pentru părinți să poată să relaxeze și părinții împreună cu copiii și bordurile, suntem în stadiu de început. Deocamdată. Sunteți mulțumită că s-a făcut un paic în Dunăvăț? Da, suntem foarte mulțumită de domnul primar și doamna vice pentru tot ce a făcut. Că se joacă copiii și veseli, bucuroși și pentru tot ce se poate oferi aici. Era necesar un astfel de paic? Aveau copiii unde să se joace? Nu aveau și erau foarte necesar să vie să joace, că au și ei, adică noi liberi să venim aici, că altfel... Nu aveam unde, decât acasă și când vineam în sat, nu aveam unde să ne jucăm. Din bugetul local se vor finanța 3 parcuri în localitățile Dunăvățu de Jos, în Sarina Suf și în localitatea Murighiol. Valoarea totală a parcurilor este de 282.000 de lei. Se vor amenaja locurile, parcurile cu locuri de joacă, băncuțe, spațiu verde, deci pentru recreerea cetățenilor din comuna Murighiol.